Traficul rutier a fost paralizat pe drumul Național 6 din cauza unui incendiu de vegetație puternic care a izbucnit între Orșova și Drobeta Turnul Severin, în apropiere de viaductul Târziului. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri pentru a stinge focul, iar polițiștii au întrerupt traficul rutier pe ambele sensuri de mers pentru scurt timp. Pentru stingerea incendiilor care s-au manifestat în mai multe focare, au fost mobilizați peste 60 de pompieri cu 12 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 ATV-uri, 2 autocamioane, dintre care unul dotat cu bazine de apă și o autospecială pentru muncă operativă. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere pentru a răspunde tuturor solicitărilor. Un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Orșova a intervenit pentru stingerea unui incendiu manifestat pe viaductul Târziului la ieșirea din localitatea Orșova spre Drobeta Turnul Severin pe drumul Național 6. Întrucât exista pericolul ca de pe versant să cadă materiale combustibile, cărbuni și lemne aprinse, polițiștii au luat măsura de a întrerupe traficul rutier pe ambele sensuri de mers pentru scurt timp. Pericolul a fost momentan îndepărtat, iar traficul reluat. Pompierii au rămas în supraveghere. În acest weekend, pompierii mehedințeni au acționat pentru stingerea 48 de incendii izbucnite la vegetație uscată și litieră, care au cuprins peste 1000 de hectare de teren. Facem apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să înțeleagă că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca măsură fitosanitară de combatere a răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Facem precizarea că arderea vegetației uscate a resturilor vegetale și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu focul emis de primărie, cu avizul cărții de mediu și fără luarea măsurilor de împiedicare a propagării focului la vecinătăți, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1000 la 2500 de lei. Incendiul s-a manifestat în mai multe focare spre interiorul viaductelor, fără a cuprinde o suprafață mare de-a lungul drumului Național 6. Zilnic, din cauza numărului mare de incendii de vegetație, ISU Mehedinț intervine cu peste 100 de pompieri pentru stingerea flăcărilor. De la începutul anului, pompierii mehedințeni s-au confruntat cu peste 230 de incendii izbucnite la vegetație uscată, suprafața afectată fiind de peste 2000 de hectare de teren. În cazul incendiilor de vegetație uscată, flăcările se extind cu repeziciune, cuprinzând suprafețe foarte mari, iar pompierii depun eforturi considerabile pentru a opri propagarea arderilor. Facem apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să conștientizeze că arderile necontrolate pot produce pagube materiale însemnate și riscă să pună în pericol chiar viața semenilor.